După îndelunge așteptări, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat varianta finală a Planului Național Strategic. Multe dintre măsurile și formele de sprijin cuprinse în noul PNS sunt deja cunoscute de către fermieri, fiind doar variante actualizate ale celor din anii trecuți. Tocmai aceasta este și una dintre nemulțumirile fermierilor și consultanților care lucrează la elaborarea proiectelor pentru agricultură. În emisiunea Agricultura la Raport, consultantul Cristian Găină a prezentat o serie de neconcordanțe în materialul care cuprinde peste 1100 de pagini din PNS-ul recent modificat și trimis birocraților de la Bruxelles. Vă dau un model de discrepanță economică, în sensul că cei care scriu aceste lucruri chiar nu cred că au trecut prin fermier nici măcar să facă poze. Sau dacă au trecut, au trecut cu asistența tehnică să pună la dosar. Păi, o instalare a unui tânăr fermier, așa cum spunea Păunel, care are 70.000 de euro valoare de proiect până la 100.000 de SO, înseamnă o maximă capitalizare undeva la, hai să zicem, 6-700 de euro pe hectar. Bun. Dincolo, la fermele mici care au până în 12.000 de SO, valoarea este 50.000 de euro, adică 4.000 de euro la hectar. Imaginați-vă, domnul Ghinea, cam ce cultură poate să facă omul ăla de acolo ca să amortizeze 4.000 de euro la hectar. De-aia spun, eu cred că cei care se joacă cu aceste sume, cu aceste ESO-uri, cu aceste bugete, nu corelează sub nicio formă, dar sub nici una, care este rentabilitatea și specificul unui fermier cu asemenea dimensiuni. Inovația la fermele foarte mici este o absurditate și vă rog să o scrieți cu litere mari și să puneți beculețe ca la Crăciun pe ea, pentru că inovația înseamnă progres aferent unui ciclu de viață a unui capital care intră în regres economic, pentru că are nevoie de tehnologii noi. Păi ce inovație poți să ai la 5 hectare și ce regres de capital ai la cele 5 hectare ca să ai nevoie de sistem de inovație și să ai un mecanism de piață atât de puternic încât tot ce inovezi tu, piața să absorbă imediat pentru că te cunoaște sau te recunoaște în piață și e dispus la provocările care tu lansezi la piață. Că dacă te duci acum la o firmă consacrată mare, fără să dăm nume aici, și faci la pufuleț cu gust de salată albastră, lumea mănâncă pentru că recunoaște brandul și are încredere ce se întâmplă și l-a inovat un produs. Sau face punga, în loc de 2 kg, pune 3 pufuleți invers. Din nou lumea mănâncă produsul inovativ pentru că recunoaște brandul. Cam ce branduri avem noi la ăștia mici?